văzând ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ne atrage atenția că și sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Mă gândeam la ce cântam. Suntem noi convinși că suntem copii de împărați? De împărat? Poate să se deplaseze acel copil singur în voia lui pe unde vrea? Suntem conștienți că suntem înconjurați de garda cerească care ne protejește și ne păzește viața, așa cum ne rugăm, ne ascunde de cel rău în timpurile acestea când nu ești sigur mergând pe trotuar. Nu ești sigur de nimic. Satan este la lucru. Garanția aceasta pe care acest autor a folosit-o când a compus Sunt copil de împărat și o cânt pe cale, e o garanție că Domnul este cu noi în toate întrejurile vieții noastre, dacă noi suntem cu El. Deci, datoria noastră este să avem această credință, pentru că altfel nu putem să rezistăm în timpurile acestea când Satan este la lucru mai mult ca oricând. Sigur că subiectul meu va avea altă formă, altă prezentare decât cea de copil de împărat, ci aceea de a înțelege că și noi avem de făcut o lucrare în viața și faptele noastre. Am pornit cu Psalmul 32. Psalm care, sigur că dumneavoastră îl cunoașteți, eu, așa cum spune și Mântuitorul, noi scoatem ca negustorul din sertarul lui lucruri noi și lucruri vechi. Psalmul acesta ne analizează viața, dacă vreți să vă așezați în oglindă fiecare și să ne socotim că pentru mine și pentru dumneavoastră vorbește acest David în cântarea aceasta. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegirea și în duhul căruia nu este viclenie. Dar acum să vedem, am văzut că se face speculație. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceda verii. Atunci, ce am făcut? Atunci am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele. Păi la început am zis, păi ce? De omul care nu ține în socoteală și David vede că nu poate să țină ascuns păcatul. Că Domnul îl iartă, îi acopere păcatul, la care? Cel mărturisit. Mărturisit și părăsit. Deci am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, mă scot de necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Când? Când ne-am mărturisit și am părăsit păcatul. David ne arată o cale pe care trebuie să o urmăm și noi fiecare individ. Nu este a lui David calea aceasta, nu este a mea. E calea pe care trebuie să o urmeze orice om. Deci, eu zice, Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Numai atunci ne-a arătat Domnul. Dar dacă noi nu vrem să ascultăm, zice Domnul către poporul Israel, că poporul spune ce, nu vreau să ascult. Și zice, ce aș fi putut să-i mai fac viei mele și nu i-am făcut? Dacă nu vreau să ascult, zici la un copil, băi, stai, nu vreau. În democrația asta, nu mai putem să mai dăm cu palma. Nu vreau să ascult. Și
atunci Domnul nu are ce să facă. Dar David ne arată calea ca să ne mărturisim păcatul, să-l părăsim și atunci orice om evlavios să se roage Domnului. Și Domnul îi va arăta calea pe care trebuie să o urmeze. Nu e nevoie să mergem nici la pastor, nici la ce părere ai, ce... Deci avem nevoie de cuvânt, un așa zice Domnul. Avem nevoie să mergem direct la Domnul. David așa a făcut. Și atunci el a putut să ne spună și nouă, să facem aceeași lucru. În Iov 11, la 13 spune: tu îndrepți inima spre Dumnezeu. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu. Întinde-ți mâinile spre El. Depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în curtul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Acesta era cuvântul profar. Îi dă un sfat. Și mă gândesc că aceasta, vorbim ca o poveste, dar tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu. Întinde-ți mâine spre El. Depărtează-te de fără de lege. Poate, să zicem, este ferice de cel care trăiește în fără de lege? Am zis aici, ferice de cel fără de lege, iertată. Și cu păcatul acoperit, dar dacă trăiește în fără de lege, poate să fie iertate? Ne spune David că nu. Până nu și-a mărturisit păcatul, el n-a fost iertat de Domnul. Avem în cartea Avertismente Prețioase un subiect care ne arată cam cum trebuie să fim noi, foarte scurt, nu să țin prea mult, mă plictisesc, clădirea lui Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Luat de Întâia Corinteni 3:9. Această figură reprezintă caracterul care trebuie prelucrat punct. Zi cu zi, Dumnezeu lucrează la clădirea sa, trăsătură cu trăsătură, pentru a desăvârși structura care trebuie să devie un templu sfânt pentru dânsul. De aceasta avem nevoie. Oamenii trebuie să conlucreze cu Dumnezeu. Orice lucrător trebuie să ajungă tocmai ceea ce Dumnezeu a hotărât ca El să fie, clădind viața sa cu fapte curate și nobile, pentru ca în cele din urmă caracterul său să devină o construcție simetrică, un templu plăcut, onorat de Dumnezeu și de oameni. În această clădire nu trebuie să fie nicio crăpătură, căci ea este a Domnului. Orice piatră trebuie să fie așezată desăvârșit, pentru ca să poată suporta greutatea care apasă asupra ei. Atât ție, cât și fiecărui lucrător, Dumnezeu îi dă avertismentul. Ia seama cum clădești, pentru că clădirea ta să poată rezista cercări aduse de furtună și vijelie, fiind pusă pe stânca cea veșnică. Pune piatra pe o temelie sigură, pentru ca să fii pregătit pentru ziua cercării, când toți vor vedea cum sunt în realitate. S-a făcut speculații cu 11-a. Am văzut foarte mari dezbateri, eu nici n-am știut după asta, am auzit. Se face discuții chiar cu venirea Domnului. Pentru că nu știm timpul când va veni, ar trebui să ascultăm de acest sfat pe care în acest paragraf scurt Domnul îl adresează inimii mele și dumneavoastră. Ca să fim o clădire, o construcție solidă, pentru că furtuna e gata să înceapă. Deși aparent, se pare că este pace. Pământul, planeta Pământ este în turburare. Așa cum, chiar cum zice cuvântul Domnului, când vor zice pace și face o mare nenorocire.
pentru mine lucrurile acestea le văd iminente. Când toate popoarele e disperate în situația financiară în care se zbate, de unde se ia bani? Toată lumea a luat. De unde se mai ia? Cine le mai dă? Profețiile se împlinesc literalmente sub ochii noștri. Și așa cum discutam și sus, două evenimente principale, Sodoma și Gomora și Potop. A fost avertizată Sodoma și Gomora despre venirea focului de curățire. S-a scris undeva că i-a avertizat mai dinainte? Nu. Despre Potop, da. Și cu toate acestea, nimeni n-a crezut și n-a așteptat, afară de noi. Avem profeția care, zice, aveți cuvântul la care bine faceți că luați aminte. Dar puțin sunt așa. Din cauza mulțirii fără de legii, dragostea sau credința în revenirea lui Hristos, amontura se va răci. Și s-a răci. Demonstrăm lumii că noi nu suntem, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, fiți lumină în întuneric. Nu putem. Nu, lucrurile la vârsta la care am ajuns și cum au fost înaintașii noștri credincioși, cum suntem astăzi, nu. Nu. Avem, așa este. Avem o formă, dar forma aceasta nu mai este caracterele celor care au fost atunci. Mântuitorul, când declară în Sfânta Scriptură, veniți și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu cred că are aplicație la astăzi în biserica noastră. Nu în comunitatea noastră, în biserică. Formele în care se adresează frații între ei, de vorbire. Am asistat aici de multe ori la niște discuții care cred că dacă era fotografiată imaginea aceea și înainte erau unde reprezentava satana, mai repede era figura lui Satan decât a lui Hristos. Văd oamenii în noi acele unelte ale lui Hristos sau nu le văd? Prin vorbirea noastră, prin comportamentul nostru, nu dăm în cap la nimeni. N-am furat la nimeni. Nu furăm. Nu. Nu cadem. Dar comportamentul nostru arată că noi suntem copii de împărați cu am cântat. Un templu din pietre mici. Acest avertisment mi-a fost prezentat de Dumnezeu ca ceva absolut necesar pentru bunul tău mers. El te iubește cu o iubire nemăsurată. El iubește pe frații tăi în credință și El lucrează cu dânsii pentru același rezultat pentru care lucrează și cu tine. Comunitatea asta de pe pământ trebuie să-și asigure simetria divină în fața lumii ca un templu clădit din pietre vii, reflectând fiecare piatră lumină. Fie chiar, deci el este clădit în pietre vii și fiecare piatră trebuie să reflecte lumina. Ea trebuie să fie lumina lumii, ca o cetate așezată pe un munte care nu poate fi ascunsă. E clădită din pietre bine încheiate și îmbucate una între alta, formând o clădire tare și solidă. Nu toate pietrele sunt de aceeași formă sau figură. Unele sunt mai late, iar altele mai înguste, dar fiecare își are locul său, destinat, care trebuie ocupat. Și valoarea fiecărei pietre este determinată de lumina pe care o reflectă. Aceasta este planul lui Dumnezeu. El dorește ca toți lucrătorii săi să-și ocupe locurile lor destinate în lucrare pentru acest timp. Noi trăim în mijlocul primejdiilor zilelor din urmă. Trebuie să cultivăm cu înțelepciune orice putere, mentală și fizică, căci toți trebuie să facă comunitatea ca o clădire care să reprezinte înțelepciunea Marelui Arhitect. Păi cine reprezintă clădirea aceasta de care vorbim? Arhitectul. Și arhitectul cine este? Dumnezeu, da. Talentele dăruite nouă de Dumnezeu sunt darurile sale. Și ele trebuie să fie folosite în adevăratul lor raport față de celelalte, așa ca să facă un tot întreg. Dumnezeu dă talente și putere minții,
Oamenii formează caracterele. Dumnezeu dă talente și putere minții. Dar oamenii ce fac? Ați înțeles ce am citit? Mai repet, încă o dată ca să înțelegem. Dumnezeu dă talentele și puterea minții. Dar oamenii formează caracterele. Nu Dumnezeu ne formează caracterele. Noi ne formăm caractere pentru societatea aceasta. El ne dă putere. Dar dacă noi nu vrem, El nu ne poate obliga. Deci, în templul acesta de pietre vii, așa cum a zis, fiecare își are forma lui și fiecare își are locul lui, Dumnezeu ne dă această putere. Trăim în mijlocul primejdiilor zilelor din urmă, dar trebuie să cultivăm cu înțelepciune orice putere mentală și fizică, căci toți trebuie să facă comunitatea ca o clădire care să reprezinte înțelepciunea unui arhitect care este Dumnezeu. Reprezentând pe Hristos, noi lucrăm pentru timp și veșnicie. Și chiar oamenii din lume, văzându-ne, vor cunoaște că am fost cu Iisus și am învățat de la dânsul. Este adevărat? Aceasta se poate spune despre noi? Că reprezentăm pe Hristos? Deci, Bunul Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem lucrurile mari și minunate, pentru că El are un plan cu noi, ne-a chemat din lumea aceasta ca să ne facă un popor deosebit. Așa cum am cântat, suntem copii de împărați, noi nu suntem părăsiți ai nimănui, căutăm și noi. Se întâmplă în politică astăzi, tot își caută locul și nu îl găsește pe niciun partid. Tot umblând de acolo. Noi avem locul nostru stabilit, așa cum a zis aici. Deci, nu toate pietrele sunt de aceeași formă sau figură. Unele sunt late, iar altele înguste. Dar fiecare își are locul său destinat, care trebuie ocupat în lucrarea lui Dumnezeu. Deci, aceasta trebuie să avem în vedere ca să putem să fim salvați, să putem să primim acel cuvânt din partea Domnului. Bine, slugă bună și credincioasă. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. În Matei 16, 13 la 17 ne spune: Iisus a venit. Da. Matei. Da. Nu cred că am greșit aici. E trimiterea greșită. Deci, noi avem locul nostru în lucrarea lui Dumnezeu, e o consemnare greșită și nu, Matei 11, 20, da? Ia să văd dacă am greșeala. Da. Deci rămânem la aceste cuvinte pe care Domnul ne le-a transmis. Mântuitorul nostru a plătit prețul iertării noastre, de la suferit pe crucea, de pe Golgota, pentru ca oricine crede să nu pierde și să aibă viața veșnică. Așa a citit fratele Bănică, sabatul, astăzi seara săptămâni. Deci avem nevoie de credință, dar avem nevoie, așa cum a spus aici, să ne formăm, avem nevoie și de a ne forma caractere în societatea aceasta în care trăim. Trebuie să fim lumini în lume. Dacă zice cuvântul Domnului, dacă sarea își pierde valoarea ei, de la ce mai este bună? Voi sunteți sarea Pământului. Nu spune aici, înseamnă că o cetate așezată pe munte trebuie să fie lumină, dar dacă, zice, sunteți sarea Pământului, dacă sarea aceasta își pierde efectul ei, atunci la ce mai este bună? Deci, avem cuvântul la care bine facem dacă luăm seara. Pentru că, așa cum am consemnat și am zis, venim sabat de sabat aici pentru a ne forma caractere pentru societatea îngerilor și a demonstra în viața noastră de toate zilele că am umblat. Ați văzut dumneavoastră raportul despre ucenici. Sigur că aceasta era
că a umblat cu Dumnezeu, că a umblat cu Mântuitorul. Și că noi umblăm cu acest cuvânt, cu acest Mântuitor care și-a dat viața, El ne ajută. El ne dă darurile sale, dar la formarea caracterului avem noi obligația de a lucra. Așa cum am văzut și în Psalmii, Domnul ne iartă greșelile, slăbișunile. El nu ne ține cont și nu ne iartă necont de nici în altă parte. Dar așteaptă de la noi ca să părăsim păcatul, să cerem iertare și atunci, asigur, dacă umblăm cu Domnul prin rugăciune, prin viața și faptele noastre, dovedim că am umblat cu Domnul și umblăm prin aceasta, facem dovadă că suntem sarea Pământului sau o lumină. Dacă nu suntem lumină, atunci este grav. N-are cum să ne spună Mântuitorul la ziua aceea, bine slugă și bună și credincioasă. Pentru că în lumea aceasta nimeni n-a știut. Cum? Este atrevit? Deci avem nevoie de această transformare a vieții. Domnul să lumineze mintea și inima noastră cu aceste adevăruri. Avem nevoie de ele să lucreze la mintea și la inima noastră să ne lăsăm. Este un text aici pe care nu l-am citit. Zice, studierea contului lui Dumnezeu este ca negustorul care scoate din sertarul său lucruri noi și lucruri vechi. Mereu citim aceeași cu texte, eu sau altcineva sau frații care au fost, dar dacă nu luăm seama la ele și trecem de fără să ne rămână nimica, atunci este exact ce a spus Mântuitorul cu sarea. Dacă sarea își pierde efectul ei, la ce mai este bună decât de aruncat. Și Domnul să ne ajute ca să nu ajungem în starea aceasta, ci să fim lumini în lumea aceasta ca să ne bucurăm. Pentru că nu ca să ne laudă lumea aceasta cine suntem noi și ce facem noi, ci ca să căpătăm viața veșnică. Aceasta trebuie să fie bucuria noastră de plină. Pentru aceasta s-a dat Mântuitorul, nu pentru ca, numai ca să reprezentăm în lumea aceasta, ci ca să fim moștenitori ai vieții veșnice. Și El să ne ajute la toate acestea. Deci, amin.